Procedurile moderne de albire a dinților au mai multe riscuri decât beneficii. De cealaltă parte, metodele vechi și naturale sunt blânde cu smalțuri eficiente și foarte ieftine. Care sunt principalele substanțe care ne pot reda strălucirea dinților, aflăm la rubrica Leac Bun. Fiți bineveniți la Leac Bun, emisiunea alegerilor inteligente pentru sănătatea dumneavoastră. Astăzi vorbim despre modalități de albire naturală a dinților împreună cu doamna Georgiana Trancă, specialist estetică la Nomas Velo. Sărut mâna, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Avem soluții naturale, naturiste, organice pentru albirea dinților? Există? Sigur că există, ele au fost dintotdeauna, chiar dacă pe parcurs au apărut și produsele farmaceutice și cele somatologice. Revenim la origini, exact, străbunicilor, pentru că principalele două ingrediente care produc o albire naturală a dinților sunt fix sarea de bucătărie, respectiv bicarbonatul de sodiu. Produc o curățare în profunzime a structurii dinților și redau în timp albul natural al dinților. Și chiar și tehnologiile folosite în estetică în momentul de față aplică produse profesionale pe bază de substanțe naturale, de produse bio. Cum ar trebui să facem, practic, o albire corectă pe bază de sare și sau bicarbonat? Le putem lua împreună? Trebuie să folosim separat? Permiteți-mi să menționez fiecare produs natural care se poate folosi pentru albirea dinților bio. În primul rând, legat de sarea de bucătărie, este ideală sarea grunjoasă, pe care, bineînțeles, nu o să o folosim în această formă pentru că este abrazivă și poate afecta structura dintelui. O vom da prin râșniță și ulterior, făcându-se pudră, se va aplica pe periuța de dinți și ușor, prin mișcări blânde, se va face periajul dintelui. Ulterior, putem să aplicăm bicarbonatul de sodiu. La fel, fiind tot abraziv, este necesar să nu abuzăm de el. Putem să facem această curățare săptămânal. Mai există cărbunele medicinal, care este minunat în redarea strălucirii danturii. Deci vorbim chiar de niște soluții, de niște soluții naturale și chiar și foarte ieftine. Exact, sunt soluții ieftine. Cărbunele medicinal se aplică precum o pudră, la fel, pe periuța de dinți și se curăță dinții prin mișcări circulare. Și nu doar atât, mai avem ingrediente minune care fac parte din gama fructelor. Cu siguranță ați auzit de acidul citric, despre proprietățile de curățare în profunzimea dinților. Putem să folosim fie lămâia, fie coaja de portocală. Efectiv, masăm dinții cu coaja de la lămâie sau portocală. Și probabil nu știați că și banana are același beneficiu. La fel, masând cu coaja de banană structura dintelui, îi putem reda strălucirea naturală. Foarte interesant. Există vreo precauție sau putem folosi în paralel aceste remedii naturiste cu, să zicem, o pastă de dinți modernă, clasică, în sensul de pe care o găsim în magazin? Bineînțeles, folosirea acestor remedii naturiste nu elimină necesitatea unui periaj zilnic și a unei igiene orale corespunzătoare. Asta înseamnă că, indiferent ce pastă de dinți am folosi, este esențial să respectăm mișcările prin care se face periajul. Pentru că și pastele de dinți din comerț, pe lângă substanțele chimice pe care le implică, din păcate, folosesc extracte din plante naturale. La fel, o substanță naturală mai puțin abrazivă decât celelalte este chiar menta, extractul de mentă, extractul de busuioc sau de salvie. Acestea sunt foarte naturale. Aceste remedii naturiste, ca să aibă efect, bineînțeles că implică o aplicare în timp, de mai multe ori, pentru că nu este necesar să abuzăm de ele. Așa cum vă spuneam, majoritatea sunt destul de abrazive și pot afecta smalțul dintelui. Și atunci chiar se poate apela la o albire a dinților organică, bio, în centrele specializate. De exemplu, centrele Nomas Velo sunt singurele care oferă această albire dentară bio pe baza unor substanțe naturale, precum aloe vera, bicarbonatul de sodiu, extract de sâmbure, de struguri și rodie, care asigură albul natural al dinților. Îi curăță în profunzime și le redă strălucirea cu până la 8 tonuri mai alb decât dintele din prezent.
Deci dacă avem nevoie urgent să apelăm la în doar 60 de minute se asigură acest rezultat, fără durere, fără a afecta smalțul dintelui, pentru că nu conține peroxid de hidrogen, care de obicei este folosit în clinicile de stomatologie și care afectează smalțul dintelui. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile utile și interesante pe care ne le-ați dat. Iar pe dumneavoastră, dragii mei, vă aștept în continuare la Leac Bun, la emisiunea Alegerilor Inteligente pentru Sănătatea dumneavoastră.